Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin dere de pe Constanța, ne-a transmis că lucrările de întreținere la podul situat pe DN3B peste canalul siderurgic nu au început încă. Deși inițial erau programate pentru finele lunii iunie, începerea lucrărilor a fost amânată. Conform datelor transmise de către reprezentanții companiei de drumuri, structura de rezistență a podului nu este afectată. În perioada următoare sunt programate lucrări de întreținere care vor începe cu reparația betoanelor din zona dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație. Ultimele lucrări de reabilitare la pod au fost efectuate în perioada 1999-2001, iar recepția acestora a fost făcută în luna noiembrie 2001. După anul 2001, la pod au fost efectuate doar lucrări de întreținere specifice. Construcția podului a fost finalizată în anul 1990, an în care a fost efectuată și recepția lucrărilor precum și punerea în trafic.